Codul guvernamental va înlocui formularele și dosarele aduse la fiecare ghișeu. Practic, prin elementul de interoperabilitate, comunicarea între instituțiile statului, românii vor putea să simtă pe pielea lor că nu mai sunt purtați între instituțiile statului. Digitalizarea nu va însemna însă că funcționarii își vor pierde locul de muncă, ci doar li se va modifica fișa postului. În loc să facă o chestie repetitivă pe care o poate face până la urmă un proces automatizat, digital, vor face lucruri care chiar înseamnă ceva și pentru ei și pentru țara. Ministerul Cercetării are în plan digitalizarea 1000 de biblioteci din mediul rural ca să-i ajute pe românii de aici să se conecteze la noua platformă. Reprezentanții societății civile spun că graba cu care autoritățile vor să adopte ordonanța de urgență prin care se vor pune bazele cloudului guvernamental nu e justificată. Nu s-a făcut o analiză, nu sunt tratate datele corect conform GDPR. Ne este foarte teamă că nu se dau suficiente garanții pentru protecția datelor noastre și nu în ultimul rând ne este teamă de implicarea SRI în securizarea acestui cloud. Experții IT atrag atenția că instituțiile statului trebuie să formeze specialiști care să știe să lucreze în viitoarea platformă națională. Ignorăm pentru moment sau o ascundem sub un preș faptul că resursa umană din administrația publică nu este cea mai bine pregătită, inclusiv din zona de IT, pentru a migra către soluții de tip cloud. Românii sunt sătui să piardă zile întregi pe la instituții, așa că o astfel de platformă le va ușura viața. Ar fi ideal să renunțăm la birocrație, să nu mai umblăm de la un ghișeu la altul, de la o instituție la alta. De multe ori găsești câte un salariat care te repede, care îți vorbește mai răstit. Puțini români au auzit de cloudul guvernamental, iar cei care știu ce înseamnă se întreabă un singur lucru: cât de sigure vor fi datele personale în noua structură?